Bună ziua, dragi cititori! Bună ziua, dragi iubitori ai cărții! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a Pastilei de Lectură în cadrul campaniei inițiată de editura Herald, campania autobiografii care te dezvoltă, după cum știți. Și în edițiile trecute, vă reamintesc și acum, din data de 30 aprilie până în data de 10 mai, campania inițiată de editura Herald, 10 autobiografii care te dezvoltă, toate aceste cărți din această colecție minunată le puteți găsi accesând site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, și așa cum vă spuneam, până pe data de 10 mai, toate aceste cărți din colecția autobiografie le puteți găsi cu o reducere de 40%. Am vorbit până acum despre Mahatma Gandhi, am vorbit despre Dalai Lama, am vorbit despre Caterina cea Mare, țarina Rusiei, am vorbit despre Virginia Woolf, am vorbit despre Benjamin Franklin. Iată, acum a venit rândul unui om cu totul și cu totul remarcabil, și așa cum scrie la începutul cărții, cuvânt înainte, Nikola Tesla, stăpânul fulgerelor, o sintagmă frumoasă, cartea Nikola Tesla, invențiile mele, în colecția autobiografia, și am să vi-o arăt și la cameră, o carte minunată, carte în traducerea din limba engleză și cuvânt înainte, note de asemenea, doamna Anca Irina Ionescu, traducător, o bună și dragă colaboratoare a editurii Herald, o prietenă foarte dragă, care întotdeauna răspunde, ca să spun așa, prezent la toate invitațiile noastre de a organiza evenimente, de a realiza emisiuni, înregistrări, o carte într-adevăr cu totul și cu totul remarcabilă, care vorbește despre Nikola Tesla. Nikola Tesla, un personaj extraordinar și considerat adesea cea mai extraordinară minte creatoare de la Leonardo da Vinci încoace, devansându-și și el, ca și marele lui înaintaș, epoca în care a trăit. O viață tumultoasă, o viață agitată, dar o carte care, aș spune eu, că se citește cu sufletul la gură, o carte plină de căldură, o carte cu totul și cu totul excepțională. Cum vi s-a părut personajul Nikola Tesla și cum și-a găsit în colecția autobiografia locul o astfel de personalitate care, iată, din punct de vedere al descoperirilor științifice, din punct de vedere al invențiilor, din punct de vedere al științei, pur și simplu a schimbat fața omenirii, a umanității. Da, într-adevăr, ați spus foarte bine. O personalitate cu totul remarcabilă nu s-ar fi putut să lipsească din colecția dumneavoastră. O personalitate care nu numai că și-a devansat epoca, dar prin calitățile cu totul și cu totul excepționale ale intelectului său, dar și ale fizicului său, a fost adesea considerat extraterestru. Contemporanii lui și nu numai, chiar și urmașii, au considerat uneori că astfel de calități nu există. Pur și simplu un om obișnuit, un muritor de rând, ca toată lumea, nu poate avea astfel de calități. Trebuie să fie ceva deosebit, un extraterestru. Și interesant este că și în momentul în care s-a născut favorizează cumva această legendă, pentru că data de naștere este între două zile, el venind pe lume exact la miezul nopții între cele două zile, pe timpul unei furtuni extraordinare, iar mama lui a expulzat copilul în momentul în care a fulgerat și a tunat foarte tare. Deci, iată că nașterea lui însăși este învăluită într-un oarecare mister, într-un farmec deosebit. Și, așa cum ați spus foarte bine,
este o personalitate cu totul deosebită care a schimbat fața lumii. Îi datorăm foarte, foarte mult. Puțin știu când se uită în jur cât de mult îi datorează societatea de astăzi lui Tesla. Iată, o să-mi permit să citez aici un mic fragment dintr-o prezentare despre el făcută de Berendt, un discurs de prezentare al lui Nikola Tesla cu ocazia primirii de către acesta a medaliei Edison. Este foarte bine găsit citatul, zic eu, este exact ceea ce reprezintă Tesla pe scurt. Este suficient să spunem că dacă am eliminat din lumea noastră toate rezultatele activității domnului Tesla, roțile industriei ar înceta să se mai învârtească. Mașinile și trenurile s-ar opri în loc. Orașele noastre ar fi cufundate în bezdă. Fabricile și uzinele ar fi moarte. Da, căci invențiile lui reprezintă și bătaia și urzeala țesăturii societății noastre de astăzi. Cred că cu greu s-ar putea găsi, așa în câteva rânduri, o caracterizare mai adecvată a acestui geniu, cu totul aparte, cu un coeficient de inteligență de 200, deci mai mare decât al lui Einstein, care de altfel, atunci când nu știa ceva, obișnuia să spună, nu știu, întrebați-l pe Tesla, el știe. Deci chiar și el îi recunoștea aceste merite cu totul deosebite. Spuneam că s-a născut așa într-o noapte foarte furtunoasă, exact la miezul nopții, între 9 și 10 iulie 1856. Deci vă dați seama, foarte de mult, este mai mult de un secol de când s-a născut, iar descoperirile lui și ele au împlinit deja un secol. Cu toate acestea, sunt foarte actuale. Fără ele, viața noastră ar fi cu totul altă, nu ar fi cea de acum. Pentru aceasta a avut niște dotări din start, să spunem, cu totul deosebite. Cel puțin așa susținea el și așa susțineau și cei din jur. Iată un exemplu interesant este acela că simțurile lui erau mult mai ascuțite decât ale oamenilor obișnuiți. El susținea că are un auz de 13 ori mai ascuțit decât al unui om de rând. Deci că aude ticăitul unui ceas prin trei camere. Nu știu dacă asta era adevărat sau nu, dar probabil că așa era și ceea ce este verificat și atestat de foarte multă lume este că avea o memorie absolut prodigioasă. Știa sute și sute de pagini pe din afară, învățase mai multe limbi străine, dar ceea ce nouă, cred că ni se pare cu totul ieșit din comun, este că niciodată el nu desena nimic. Toate aceste schițe extrem de complicate ale motoarelor electrice, un novice ca mine sau ca alții, dacă se uită la ele, nu înțelege nimic, cu sute și sute de semne, semnulețe, curbe și altfel de simboluri, el nu le desena pe hârtie, le avea în minte. Le desena în minte planșele acelea uriașe, le desena, le proba, vedea dacă merg sau nu, constata că nu merg și tot în minte le repara, ca să spunem așa, deci modifica elementul care împiedicase funcționarea lor. După care, abia când în mintea lui totul mergea, era funcțional, abia atunci desena, nu pentru el, ci pentru cei care urmau să construiască prototipul. Este ceva, mi se pare, chiar demn de un extraterestru, foarte greu de găsit așa ceva la un om obișnuit. În timp ce vă ascultam, mă gândeam, mi-a fugit gândul la un alt geniu, pentru că într-o altă înregistrare despre o altă carte minunată, este vorba despre autobiografia lui Henry Ford, mă gândeam la un alt geniu din această zonă, să-i spunem, a motoarelor și chiar spuneam la un moment dat colegei mele, Andreea Tincea, cu care am realizat acea înregistrare, ce frumos ar fi ca toți, sau o mare parte din conducătorii de autoturisme Ford, să-i aducă recunoștință
Citind această carte, autobiografia lui Ford, acestui mare geniu în zona aceasta a motoarelor și a invenției până la urmă, câte îi se datorează și lui Henry Ford, iată câte îi se datorează și lui Nikola Tesla, din ceea ce noi poate beneficiem astăzi și le percepem așa ca un soi de dat. Adică e ceva normal să respiri, e normal să mănânc, e normal să merg, e normal să fac multe lucruri. Dar uite că în spatele acestui confort care ne înconjoară pe noi, stau mințile strălucite ale unor oameni. Așa este, și pentru că ați vorbit de motoarele cu combustie internă, de mașinile care sunt trăsătura, aș spune eu, marcantă a vieții noastre cotidiene, am să vă spun că, de exemplu, banalul sistem de aprindere, acela când întoarcem cheia și se aprinde motorul, este inventat de Tesla. Dacă nu ar fi fost el, nu știu, cineva până la urmă l-ar fi inventat, dar el este cel care l-a inventat. Și iarăși un obiect fără de care poate că nici nu ne putem imagina existența, oricum copiii noștri sigur nu, telecomanda de la televizor. Cine poate să trăiască acum fără telecomandă? Nepoata mea mă întreabă, dar când nu aveați telecomandă, voi ce făceați? Uite, supraviețuiam. Apăsa da. Butonul televizorului. Dacă erau numai două sau unu, acum fiind sute, ar fi mai greu să apăsăm atâtea. Dar și această telecomandă, tot Tesla a inventat-o. Cine mai știe astăzi că la baza invenției se află mintea lui Tesla, această minte absolut prodigioasă. Pe de altă parte, Tesla a avut și anumite, să spunem, spre deosebire de Ford, aici vreau să ajung pentru că ați adus vorba de el, Ford s-a îmbogățit. Exact. A fost foarte bogat, da. Tesla a fost foarte sărac. Atât de sărac încât maică pot spune că a murit de foame. Nu, chiar că nu ar fi avut din ce să trăiască, aici intervine deci partea următoare la care vreau să mă refer, dar a fost întotdeauna un om extraordinar de sărac. El a fost frânat în invențiile lui de faptul că nu avea bani să și le pună în aplicare. Inventarea unui motor electric, a folosirii curentului alternativ în locul celui direct și așa mai departe, erau elemente care aveau nevoie de bani, trebuia un investitor care să creadă în el. De exemplu, acea schimbare fundamentală, deci curentul alternativ pe care îl folosim cu toții astăzi, a fost introdus cu foarte, foarte mare greutate și într-o luptă acerbă cu Edison. De ce? Pentru că nu avea bani și pentru că Edison era bogat și câștiga foarte mult de pe urma curentului continuu și nu vrea să renunțe la acest curent, dovedit ulterior că era mult mai puțin eficient, cât se poate de incomod. Imaginați-vă că fiecare consumator trebuia să fie legat la sursa de curent în oraș, așa, care avea sute și sute de mii de fire trase de la zeci și zeci de mici centrale. Ori acest lucru devenea imposibil. Ei bine, Tesla a dovedit că totuși curentul alternativ este mai bun, au construit centrala electrică de la Niagara și a cucerit piața curentului electric. Dar a trebuit să existe cineva care să creadă în el și să îi dea bani să facă această investiție. Ford a reușit să aibă și un spirit comercial deosebit. Săracul Tesla, ca să zic așa, preocupat numai de a inventa și de a gândi, n-a avut timp să aibă grijă de finanțe. Mai avea și o altă obsesie care poate că l-a împiedicat uneori să meargă prea repede înainte. La el totul trebuia să termine. El nu putea să înceapă ceva și să nu ducă până la sfârșit. Deci chiar dacă experimentul era prost și își dădea seama că nu e bine, el trebuia să-l ducă până la capăt. Un exemplu nostru este că la un moment dat s-a apucat să citească Voltaire și a zis, trebuie să-l termin. Dar după aia a văzut că sunt 9 volume. Și a zis, n-am ce face, trebuie să le citesc pe toate. Și le-a citit pe toate. Și mai avea și această obsesie a numărului 3. Probabil că știți, că nu știu dacă cititorii știu. Totul trebuia să fie la el 3. 3 cafeluțe, 3 prăjiturele și n-a avut niciodată o locuință personală. A stat numai în camere de hoteluri. Dar camera de hotel, în mod obligatoriu, trebuia să aibă un număr care să fie divizibil cu 3.
Fel de fel de ciudățenii, probabil că astea îi dădeau și un anumit handicap, în același timp îl stimulau să gândească mai rapid și nu a reușit niciodată să facă avere. Din acest punct de vedere, e păcat, dar ar fi putut să vândă foarte multe din brevetele lui. Unul de care mie personal îmi pare rău este acela pentru așa numită rază letală. La un moment dat s-a pus problema ce să se adopte ca armă. El era foarte pacifist, oricât ar părea de ciudat, această rază letală, care era raza morții, era pacifistă față de bomba atomică. Societatea a optat pentru drumul trasat de Einstein și s-a ajuns la bomba atomică, care știm ce devastare produce. Raza letală propusă de Tesla avea în vedere un obiectiv foarte precis, să zicem, o clădire, un arsenal, și o distrugea numai pe aceea. Populația din jur, clădirile din jur, nu ar fi avut de suferit. Totuși, societatea a optat pentru cealaltă invenție, iar despre raza lui letală nu prea se știu multe, asta și pentru că în momentul în care a murit, toate documentele lui, care mai erau în camera de hotel, au fost imediat confiscate de autoritățile americane și după 50 de ani de la moartea lui, arhivele Tesla au fost deschise, dar eu aș zice mai mult între deschise, pentru că nu s-a deschis complet și încă oamenii de știință se tem să lase un acces prea liber la aceste invenții care pot fi periculoase. Dar, iată, iarăși aș spune că este o personalitate cu totul deosebită, acest stăpân al fulgerelor. Eu zic că, într-adevăr, așa este, stăpânul fulgerelor. La un moment dat s-a pus problema așa că, de fapt, meteoritul Tungus, ăla din Siberia, a fost o greșeală și poate că Tesla a vrut să distrugă ceva pe acolo și a greșit. Și argumentul fundamental a fost nu. Tesla nu putea să greșească. Dacă el ar fi vrut să nimerească un anumit obiectiv, cu siguranță îl nimerea. Deci asta este unul din argumentele în favoarea faptului că nu e mâna lui Tesla acolo. Sigur că marea lui, să zicem, greșeală este că a vrut să ofere curent electric omenirii pe gratis. Ori așa ceva nu putea fi pe placul marilor companii. El ar fi vrut să folosească câmpul gravitațional magnetic și gravitațional al Pământului ca să transmită curentul electric. Se poate transmite ușor, nu-i nevoie de nimic, merge pe gratis. Merge pe gratis, dar iată că nu merge. Pe gratis nu e nimic, totul trebuie plătit. Printre altele, pentru că oamenii trebuie să trăiască și dacă e pe gratis, nu avem cu ce să ne plătim impozitele. Dar rămân la ideea că Nikola Tesla este într-adevăr una dintre cele mai mari minți ale secolului trecut, actual și va mai rămâne încă multă vreme pentru că a cuprins în mintea lui o cantitate uriașă de cunoștințe. Și s-a mai pus problema la un moment dat de ce naționalitate e, dacă e sârb, dacă e croată, dacă e extraterestru, dacă e român. L-au revendicat, chiar în primele pagini scrie, și l-au revendicat croații imediat. Da, da, l-au revendicat, așa este. Ce se întâmplă? El s-a născut într-un sat cu populație mixtă, și sârbă și croată. Și evident că și sârbii și croații ar fi fost foarte mândri să fie al lor. Istoria spune că a fost botezat la biserica ortodoxă, deci la biserica sârbească, nu la cea catolică. Pe de altă parte, el a susținut toată viața că este sârb. Mai mult chiar, a și tradus din sârbă niște poeme în engleză ca să fie cunoscută literatura sârbă. Iar la înmormântare, pe sicriul lui, au fost două steaguri, deci a fost învelit în două steaguri, unul al Americii, căci devenise între timp cetățean american, iar celălalt al Serbiei. Deci, indiferent ce era, dacă el s-a considerat sârb, și noi avem datoria să-l considerăm tot sârb. Și aș vrea să vă mai vorbesc despre recunoașterea lui. A venit foarte târziu, ce e drept, dar până la urmă a venit și foarte impresionant este, zic eu,
Discursul funerar al primarului New Yorkului de la vremea respectivă, vestitul Fiorello La Guardia, care spunea: Nikola Tesla a fost un mare umanist, un adevărat geniu științific, un poet în știință. A realizat lucruri uimitor de miraculoase pentru a sluji omenirea și nu a cerut nimic în schimbul lor. Vorbim despre Nikola Tesla și sărbătorim faptul că facem parte din aceeași specie ca și el. Este o bijuterie de preț în cununa rasei umane. Iugoslavia și America pot fi mândre de el. Și într-adevăr, noi ca oameni putem fi mândri de el și l-am revendicat și noi la un moment dat, chiar dacă nu cred că cu foarte multe argumente. Iată o carte genială, ca și autorul ei, un geniu al invențiilor, un geniu al științei, Nikola Tesla, Invențiile mele, volum publicat în colecția Autobiografia a editurii Herald, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu, invitata noastră de astăzi, care a fost alături de noi și căreia îi mulțumim din suflet că ne-a împărtășit din întâmplări din viața lui Nikola Tesla, cum spuneam, o carte cu totul și cu totul admirabilă pe care vi-o recomandăm cu drag. Nu uitați campania Autobiografii, care te dezvoltă din 30 aprilie până pe data de 10 mai, accesând site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți toate aceste volume autobiografice cu o reducere de 40%. Mulțumesc încă o dată doamnei Anca Irina Ionescu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a pastilei de lectură, așa cum vă spuneam, cu un alt personaj, o altă personalitate, un alt invitat, un alt subiect pe măsură. Ca de fiecare dată, vă urez lectură plăcută, vă arăt încă o dată la cameră cartea, să o citiți neapărat, este o carte superbă, lectură frumoasă și o zi minunată în continuare. La revedere! Vă mulțumesc foarte mult, mă simt onorată de fiecare dată când vorbesc în fața auditorilor și publicului editurii Herald.